Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Scumpii mei, înainte să ne reocupăm locurile, vă invit să citim din Biblie. Este Cartea lui Dumnezeu pentru inima noastră și în seara aceasta o deschidem cu respect și cu dorința să ne vorbească Stăpânul. Dumnezeu în mod fizic nu va fi aici, însă este aici spiritual. În prezența Lui spirituală vrea să se atingă de inima noastră, vrea să vorbească sufletului nostru și să ne cheme la Sine. Prima carte a Bibliei, dintre cele 66, se numește Genesa, capitolul 22, vorbește despre un eveniment din viața unui mare bărbat rămas pe paginile Bibliei și în istoria credincioșilor, numit Avram, patriarhul Avram sau părintele Avram. El a avut un fiu. Și pasajul acesta din Biblie pe care îl citim vorbește despre ei doi, dar și despre Creatorul lor și deopotrivă Creatorul nostru. Genesa capitolul 22. Începem citirea cu versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Până aici cuvântul Domnului. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în seara aceasta suntem aici împreună, suntem sănătoși, binecuvântați de Domnul și vreau să vă mulțumesc că ați venit să ne închinăm în ajunul sărbătorii întrupării Mântuitorului. În mod special celor care nu vin de obicei să se închine cu noi, nefiind membrii bisericii, dragi prieteni, apreciem foarte mult că ați acceptat invitația cuiva, unui cunoscut care vine de obicei la Betania, la biserică, și ați venit în această seară aici să fim împreună. Mă rog Dumnezeului nostru
să atingă inima dumneavoastră deopotrivă cu a noastră, să ne vorbească, să ne mângâie și să ne descopere măreția harului său, a bunătății sale. În această seară, în urma momentului muzical, a rugăciunilor, vrem să predicăm Evanghelia Domnului Iisus pentru următoarele 10 de minute. Cu scopul să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu păstrată pentru toți oamenii, și pentru oamenii buni și pentru oamenii răi. Dragostea lui Dumnezeu este neobișnuită, fiindcă este deopotrivă și pentru oamenii buni și pentru oamenii răi. Timp în care dragostea noastră este pentru familie, după noi înșine, pentru oamenii buni și cam atât. În seara aceasta, fiind în ajunul sărbătorii întrupării Domnului, a Crăciunului, cum se spune în termen popular, aș vrea să vorbesc despre mielul lui Dumnezeu, plecând de la întrebarea, așa cum ne-am obișnuit anul acesta, care aproape a trecut, plecând de la întrebarea, unde este mielul? Acesta este titlul predicii din această seară. Unde este mielul? Întrebarea aceasta este întrebarea unui tânăr, probabil între 15 și 20 de ani, pusă tatălui său într-un moment de dilemă, de confuzie. Patriarhul Avram primește de la Dumnezeu porunca să-i aducă pe singurul său fiu ca jertfă pe muntele Moria. În vremea aceea se aduceau frecvent jertfe umane zeilor, motiv pentru care porunca lui Dumnezeu nu este neobișnuită pentru Avram. În vremea noastră pare sadică, de neînțeles, dar în vremea aceea se obișnuiau aducerea de jertfe umane. În contextul acesta, într-un context absolut obișnuit pentru Avram, pentru manifestarea religioasă a vremii, Dumnezeu îi poruncește lui Avram, unui om credincios, să facă acest lucru cu propriul fiu. Lucru neobișnuit este faptul că Isaac era singurul fiu al lui Avram, era făcut la bătrânețe și acum era un tânăr, probabil în jur de 20 de ani. La fel de neobișnuit este și faptul că Avram nu pune nicio întrebare, manifestă o ascultare și o credință ieșită din comun, se trezește dis de dimineață de parcă îi plăcea ce urmează să facă, îl ia pe fiul său, ia câteva slugi pentru că era un om foarte bogat și pentru 3 zile merg până la muntele indicat de Dumnezeu. Avram îi lasă pe robi la poalele muntelui și îl ia pe fiul său, fiindcă ce urma să facă era doar între el, între fiul său și între Dumnezeu. Isaac, ca unul care participase de foarte multe ori cu tatăl său la aducerea jertfelor, desigur, nu umane, ci animale, sesizează că tatăl său nu are animalul de jertfă, adică mielul, și îl întreabă pe tatăl său, mirat: tată, văd că ai lemnele, i-a văzut cuțitul, dar unde este mielul pe care urmează să-l aduci jertfă? Mi-ai spus că venim să aducem o jertfă lui Dumnezeu. De când mă știu, de când eram mic copil și te-am văzut aducând jertfă, totdeauna ai adus un miel. Unde-i mielul, tată? Imaginați-vă în ce situație complicată a fost pus părintele Avram, tatăl copilului. Ce trebuia să-i spună? Mielul ești tu? A fost o întrebare complicată pentru inima lui de părinte. A fost împărțit între poziția lui de tată și între poziția lui de copil al lui Dumnezeu. Să își asculte instinctul de conservare, instinctul patern, să-și protejeze copilul, după cum era normal din punct de vedere omenesc, sau să se încreadă în Dumnezeu și să procedeze la sacrificarea propriului copil, în ciuda faptului că era ciudat și neobișnuit pentru Dumnezeu să-i ceară asta. Observați că Avram promite slugilor lăsate la poalea muntelui că el și fiul lui se vor întoarce. Cum se vor întoarce dacă urma să-l sacrifice pe fiul său pe munte? Ce a fost în inima lui Avram? Greu de spus. În primul rând, în această seară, aș vrea să vorbesc despre nevoia mielului animal de jertfă. Spun miel animal, fiindcă în vremea aceea exista obiceiul religios
să se aducă animale drept jertfă zeilor sau să se aducă animale drept jertfă lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. Nu numai miei se aduceau drept jertfă, dar în principiu miei. Cei mai săraci aduceau animale mai mici, chiar turturele, un fel de porumbei. Cei mai bogați puteau să aducă un bou, o vacă, dar mielul era obișnuit. Aș vrea să vorbesc despre nevoia mielului animal ca jertfă, să înțelegem de ce Dumnezeu a instituit obiceiul acesta ca să se aducă un miel ca jertfă. Pentru ce? Cândva în România am participat la tăierea mai multor porci potrivit obiceiului nostru românesc la Crăciun. Dar o singură dată am participat la tăierea unui miel. Când tai un porc, este foarte agresiv, se împotrivește și țipă foarte tare. Aproape că te enervează și termin mai repede ce ai de făcut. Când tai un miel, are niște ochi foarte blânzi, se uită la tine, nu se împotrivește niciun fel, cum îl pui așa stă și moare cu privirea aceasta care efectiv disprețuiește moartea, o sfidează. Și acum parcă simt privirea aceea blândă și s-a întâmplat cu cel puțin 10 ani în urmă. Este foarte greu să tai un miel. Dragostea și dreptatea sunt aspectele fundamentale ale caracterului lui Dumnezeu, Creatorul nostru, și ele au fost puse în dilemă de păcatul omenesc. Așa se face că Dumnezeu, pentru a rezolva problema aceasta, paradoxul acesta între dreptatea și dragostea sa, Dumnezeu a găsit o soluție să rezolve problema. Despre ce este vorba când spun dragoste și dreptate? În dragostea sa infinită, Dumnezeu îl iubește pe om, fiindcă l-a făcut cu mâna lui. Însă în dreptatea sa de Dumnezeu, care nu se compromite, nu-l poate accepta pe om în starea coruptă și păcătoasă în care se găsește. Motiv pentru care îl respinge pe om, dar îl respinge datorită păcatului din el. Însă în dragostea sa îl vrea să-l primească. Este sentimentul pe care l-au părinții. Vrea să-l ierte pe copil pentru că îl iubește pe copil, însă trebuie să-l pedepsească pentru ceea ce a făcut. La o scară infinit mai mare a fost pus Dumnezeu în momentul în care omul a păcătuit, s-a îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a scos afară din grădina Edenului. Însă Dumnezeu i-a promis un mântuitor. Pentru aceasta Dumnezeu a format poporul evreu prin Avraam evreul, dându-i pe cale supranaturală un moștenitor, pentru ca să nu aibă pretenția că i-a folosit copilul lui. Scopul jertfei animale era să rezolve problema omului care a fost separat de Dumnezeu prin păcat. Păcatul a separat pe om de Dumnezeu. Dumnezeu l-a eliminat pe om din prezența sa și l-a deportat în afara grădinii Eden. Și omul a ajuns într-o stare deplorabilă, singur. Omul nu poate trăi fără Dumnezeu. El nu poate trăi singur, fiindcă constituția lui a fost făcută pentru a trăi în prezența lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu a adus foarte multe probleme în viața omului, printre care perspectiva iadului, drept consecință a păcatului făcut. Atunci Dumnezeu a găsit o soluție pentru păcatul omenesc. Omul care păcătuia venea la templu, în mijlocul acestui popor evreu, în care s-a format un sistem de jertfe, venea la templu cu un miel. Venea la preot, fiindcă exista un sistem preoțesc foarte bine pus la punct, și îi dătea mielul preotului. Și preotul înjunghia mielul și sângele care curgea din acest animal omorât plătea păcatul pe care îl făcuse omul pentru ca să nu fie omorât omul. Ei, în felul acesta, mielul animal a ajuns jertfa de ispășire, de rezolvare a păcatului omenesc. Observăm că, în primul rând, mielul trebuia adus pentru iertarea păcatelor, ca Dumnezeu să nu se mânie pe om și să nu-l distrugă, să nu-l omoare, a găsit o soluție de rezolvare a problemei omului prin jertfirea altcuiva în locul lui. În primul rând, pentru iertare. În Levitic, una dintre cărțile Vechiului Testament, capitolul 4, versetul 35, Biblia spune: preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulțumire, și să o ardă pe altar pentru jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel va face preotul
Astfel va face preotul pentru omul acesta ispășind păcatul pe care l-a făcut și păcatul acesta îi se va ierta. În al doilea rând, jertfa mielului animal, pe lângă iertarea păcatelor omului care venea cu mielul la templu, mai era adus și pentru protecție. Aduceți-vă aminte de Exod 12:3. Evreii erau prizonieri în Egipt și Dumnezeu într-o noapte a poruncit pentru protecția copiilor evreilor, fiecare familie sau mai multe familii la un loc, dacă erau puțini membri ai familiei, să ia un miel, să-l înjunghie și cu sângele mielului să dea pe ușorii ușii, pe tocuri. În felul acesta, sângele devenea un semn și când venea îngerul Domnului noaptea, văzând sângele pe ușorii ușii, nu mai intra în casă și îi proteja pe copiii evreilor. Un al doilea efect al jertfei animale, al mielului animal, pe lângă iertare, era protecție. Copilul întâiul născut rămânea în casă viu și nu murea ca al egiptenilor, care nu credeau în jertfirea mieilor și în vopsirea, dacă vreți, în darea cu sânge pe ușorii ușii cu sângele mielului animal. Și în al treilea rând, pe lângă iertare și protecție, sângele mielului animal mai era folosit pentru vindecare, în sensul că în numele, în baza acestui sânge, omul era vindecat. Aduceți-vă aminte de ritualul folosit pentru boala de lepră, o boală frecventă în vremea aceea. Scripturile spun, în Levitic capitolul 14, versetul 25, să junghie mielul jertfei pentru vină, preotul să ia din sângele jertfei pentru vină, să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăță, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept. Iată dar iertare, protecție și vindecare. Dar ritualurile acestea religioase erau doar în interiorul poporului evreu. Ce se întâmpla cu un cetățean al unei alte națiuni? Cu celelalte națiuni ale pământului? Ce perspectivă avea muritorul care trăia în vremea aceea să-și rezolve problemele, iertarea păcatelor, vindecarea bolilor trupești și protecția lui personală și a familiei, dacă nu cunoștea legile lui Dumnezeu și dacă nu folosea mielul animal pe care să-l aducă drept jertfă? Soluția lui Dumnezeu oferită în Vechiul Testament pentru poporul evreu, popor pe care Dumnezeu l-a educat, în mijlocul căruia a instituit un sistem de jertfe, un sistem preoțesc și o casă închinată Domnului denumită templu, foarte renumită în trecut. Dar pentru că Dumnezeu a parteneriat cu omul și a făcut lucrul acesta în colaborare cu omul, Dumnezeu a fost perfect, dar omul a fost imperfect. Așa se face că soluția lui Dumnezeu n-a funcționat. De ce? Evreii aceștia mergeau la templu și curgeau râuri de sânge de la templu. Sute și mii de animale erau jertfite. Oamenii se întorceau, dar nu se întorceau ca să rămână neprihăniți, pentru că păcatele fusese iertate, ci se întorceau ca să repete păcatul. Ce mare lucru să mergi din nou la templu cu un alt miel și să ți se ierte păcatele. Oamenii ăștia nu și-au schimbat inima. Cumpărau un miel și își rezolvau problemele. Era ușor să trăiești cum îți place. Ei n-au înțeles că Dumnezeu vrea să-i educe într-un domeniu al sfințeniei, într-un domeniu al moralității, vrea să le educe caracterul, vrea să-i aducă la un mod de viață asemenea lui Dumnezeu. Ei au crezut că pot trăi oricum, rezolvându-și problemele păcatului prin jertfirea mielului animal. Un animal nevinovat, asupra căruia se punea vinovăția umană și trebuia să moară pentru vinovăție, pentru că întotdeauna plata păcatului e moartea. Acum situația omului păcătos este la fel ca și la început, deoarece chiar dacă omul era iertat prin jertfirea mielului animal, el repeta păcatul a doua zi sau poate chiar în ziua aceea și din nou intra în conflict moral cu Dumnezeu, din nou se așeza sub blestem și sub mânia lui Dumnezeu și din nou era la fel ca și înainte. Așa se face că omul este din nou la început și soluția lui Dumnezeu nu funcționează, pentru că omul nu se ține de cuvânt, nu se corectează, îi place păcatul, trăiește în păcat, își cumpără miei câți este nevoie, dar el nu vrea să se sfințească.
și nu vrea să devină compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu însușindu-și-o prin modul lui de viață. Așa se face că Dumnezeu este pus în situația să găsească o altă soluție. Și în al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre nevoia mielului divin de jertfă. Mielul animal de jertfă este mielul. Mielul divin de jertfă este Iisus, care a venit în calitate de miel al lui Dumnezeu, să fie jertfit și omorât în locul păcatelor oamenilor, să-și asume vinovăția tuturor oamenilor, nu doar a unui singur om. Când un miel era jertfit, era jertfit pentru un singur om, pentru un singur păcat. Mielul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos, când s-a întrupat, el a venit special cu această misiune, să întrerupă șirul de jertfe a mieilor animal și el să vină ca un miel, dar ca un miel divin, să moară ca și mielul animal, dar pentru toate păcatele și pentru toți oamenii în același timp, pentru toată generația aceea din vremea aceea, dar și pentru toate generațiile care vor urma, adică și pentru generația noastră. Chiar dacă noi nu mai vedem fizic asta, prin credință actualizăm efectul, influența jertfei mielului divin. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a pus capăt șirului de miei sacrificați pentru păcatele oamenilor. El a fost ultimul miel de jertfă. Și el și-a asumat păcatele tuturor oamenilor și în baza morții pe care el a depus-o pe Golgota, pe dealul Golgota, în baza morții lui, toți oamenii sunt iertați de păcatele lor dacă dezvoltă, inițiază și dezvoltă o relație cu Domnul Iisus Hristos, mielul de jertfă. Relația aceasta este prin credință în urma pocăinței. De ce e nevoie de credință și de ce de pocăință? Ce este credința și ce este pocăința? Credința este una dintre capacitățile pe care le are omul să accepte lucruri pe care nu le poate proba. Spre exemplu, în lumea noastră sunt o grămadă de lucruri pe care nu le-am văzut. De pildă, noi credem că a existat Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Nicolae Iorga și alți oameni care au trăit în generațiile trecute. Noi nu i-am văzut. O carte spune despre ei, după cum o altă carte spune despre Iisus. De ce să credem că a existat Ștefan cel Mare? De ce să avem atâta încredere în istorie și să nu avem încredere în Biblie? Este istoria care se schimbă de la un regim politic la altul, mai demnă de încredere decât Biblia, care de câteva mii de ani rămâne aceeași și sfidează toate imperiile și sistemele politice murdare care încearcă să o distrugă și să o schimbe? Mai multă încredere au oamenii în mersul trenurilor decât în Biblie. Dacă mersul trenurilor spune că trenul mâine dimineață pleacă la 6 sau un avion pleacă la ora 6, noi la 4 suntem la aeroport. Avem încredere în tichetul care ni s-a oferit prin internet. Și Biblia, în care toți oamenii cred, uneori punem semne de întrebare în dreptul ei. Este nevoie de credință, fiindcă jertfa lui Iisus, mielul divin, este cu 2000 de ani în urmă. Noi nu o putem vedea. Noi prin credință putem să ne o însușim sau putem să o respingem spunând: eu nu cred dacă nu văd. Câți dintre noi a văzut curentul electric și nu putem trăi fără el? Câți dintre noi vedem gândurile celui cu care vorbim și totuși acceptăm că are gânduri? De ce e nevoie de credință? Pentru ca să credem ce spune Biblia și să credem ce spune Dumnezeu. Prin credință, în interiorul minții noastre se întâmplă totul. Nu în afara noastră. În afara noastră s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. De ce e nevoie de pocăință? Dacă credința ne pune în relație cu Dumnezeu, însușindu-ne tot ce spune El că există, chiar dacă nu putem verifica, pocăința este atitudinea omului de regret față de păcatele cu care l-a sfidat pe Dumnezeu. Dacă omul nu se căiește de păcatele care le-a făcut, Dumnezeu nu-l poate accepta. Pentru că tocmai păcatul îl separă pe om de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu vrea să distrugă păcatul, dar nu-l poate distruge decât dacă omul îl expune. Și cum îl expune? Prin regret. Păcatul pe care omul nu-l regretă, îl ascunde în inimă. Păcatul pe care îl regretă, îl pune în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin sângele lui Iisus, mielul divin, îl distruge, îl aruncă în marea uitării. Fac o pauză în prezentarea biblică și mă îndrept înspre dumneata, care ești un om ca mine, un muritor. Te-ai născut ieri și mâine vei muri. Și vreau să te întreb,
dincolo de profesia pe care ți-ai ales-o, dincolo de starea materială pe care ai reușit să o realizezi, sau starea familială, dincolo de falimentul în care te găsești astăzi sau de succesul de care te bucuri astăzi, dincolo de aceste lucruri normale, pământești, vreau să te întreb ceva. Dacă mor la noapte, unde mergi? În iad sau în rai? Necredința noastră în iad și rai nu le desfințează. Raiul și iadul sunt două locuri spirituale în care vor merge oamenii în funcție de relația sau de absența relației lor cu Dumnezeu în viața de pe pământ. Preotul, după ce murim noi, nu mai poate să facă nimic, pentru că el nu are nicio competență. Competența lui este să ne învețe cât suntem în viață, dar dacă am murit, competența lui se încheie. Vreau să te întreb în această seară foarte direct, nu cu intenția să stric sărbătorile, dar ești un om ca mine. Când aveam 21 de ani, am fost prima oară confruntat cu această întrebare. Și mi-am dat seama, eram proaspăt căsătorit, făceam sport de performanță, aveam și eu o meserie ca toți oamenii, aveam un apartament închiriat, era pe cale să primim un copil, primul nostru copil, dar întrebarea care mi-a fost pusă, am realizat că nu face parte din sfera mea de interes. Și mi-am dat seama că sunt absolut pe din afară la acest capitol. Aveam și eu religia mea. Dar ce înseamnă religia mea? Religia mea înseamnă că mă închin uneori. Religia mea înseamnă că merg uneori la biserică. Dar ce legătură are asta cu relația mea cu Dumnezeu, Creatorul meu? Tânărul acesta îi pune tatălui său o întrebare. Tată, unde e mielul? E important pentru noi, tată. Unde este mielul? În această seară, repet întrebarea lui Isaac către tatăl lui și eu vă pun dumneavoastră. Unde este mielul? Dar nu mielul animal, că ar fi ușor să dăm 20 de dolari sau 50 pe un miel, ar fi simplu. Unde este mielul divin în viața ta, în viața dumitale? El nu este în globulețele din pom, el nu este în mâncarea frumos ornată în frigider, el nu este nici în sărbătoarea pe care o să o faci diseară cu prietenii, el este în afara inimii dumitale. Și această carte numită Biblia spune, iată că eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra și voi cina împreună cu el. Probabil că ai venit în această seară aici fără el. Ai venit cu planurile, cu idealurile, cu realizările dumitale, dar aici te confrunți cu o problemă care vine dintr-un domeniu care nu te preocupa prea mult. Unde este mielul? Trebuie să accepți că atunci când îți vine rândul să te duci în veșnicie, ca toți muritorii la vremea lui, mașina nu-i ei, serviciul nu-l ei, contul din bancă în plus sau în minus nu-l ei, nu iei nimic, o pereche de haine care putrezesc. Însă sufletul care ți iese din trup, cu o zi, două, trei înainte să fie înhumat, adică mormântat trupul, neînsuflețit. Sufletul acesta se duce la Dumnezeu. Iadul și raiul, sau raiul, sunt cele două perspective. Vreau să te întreb limpede, unde te duci când vei ajunge acolo? Când poporul acesta, mă refer la poporul evreu, care a eșuat în intenția lui Dumnezeu de a-l educa și de a face din el misionarul lumii, când poporul acesta a eșuat, Hristos de fapt a venit la ei, dar ei nu l-au acceptat. Ei folosind autoritatea romană instigați de preoți, știți bine că l-au răstignit. Însă uitați ce spune Evanghelia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pe mielul, mielul divin, pentru ca oricine crede în el să nu mai moară, ci să aibă viață veșnică. Intenția lui Dumnezeu nu este iadul, intenția diavolului este iadul. Însă omul este între Dumnezeu și diavolul și el are libertatea să aleagă, după cum Adam a avut în grădină libertatea să aleagă. Poate vă întrebați, de ce l-a lăsat Dumnezeu pe om să aleagă? Pentru că l-a făcut ca pe sine, cu capacitatea și cu dreptul să aleagă, dar și cu responsabilitatea să-și suporte propriile consecințe. Dumnezeu nu a creat roboți pe care să-i programeze să facă anumite lucruri. Dumnezeu a creat ființe libere. Ți-ar place să fii iubit de tovarășul de viață obligat
Să o obligi soția să te iubească? Te-ai bucurat de iubirea asta? Cum să se bucure Dumnezeu de dragostea noastră dacă ne forțează să ne iubească? Nu este așa că vrei să fii iubit de partener deliberat? Nu e așa că aștepți copilul de la sine să vină să spună: tati, te iubesc, mami, te iubesc. Îți crește inima când auzi asta. Dar dacă îl constrângi să te iubească, n-ai nevoie de dragostea asta. Cu atât mai mult Dumnezeu Creatorul vrea să fie iubit în mod liber. El ar putea să te distrugă, să te oblige, dar Dumnezeu vrea să fie iubit de oamenii care vor să-L iubească. Dacă ești unul dintre ei, iubește-L, nu-ți pierde timpul, că nu mai ai mult. Uitați de ce a trebuit să vină mielul divin, aproape pentru aceleași motive ca și mielul animal. În primul rând pentru iertarea păcatelor, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a intrat odată pentru întotdeauna în locul sfânt, nu cu sânge de miei, animali, ci cu însuși sângele său divin, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Nu cu sângele mieilor, taurilor, țapilor sau cu cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește el, ci cu sângele său, care prin Duhul său cel veșnic s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu. Dacă cea mai mare nevoie a oamenilor ar fi fost educația, Dumnezeu ne-ar fi trimis un profesor. Dacă cea mai mare nevoie a oamenilor ar fi fost tehnologia, Dumnezeu ne-ar fi trimis un savant. Dacă cea mai mare nevoie a oamenilor ar fi fost distracția, Dumnezeu ne-ar fi trimis un clown. Dacă cea mai mare nevoie a oamenilor ar fi fost banii, Dumnezeu ne-ar fi trimis un banchier. Pentru că cea mai mare nevoie a oamenilor este iertarea, Dumnezeu ne-a trimis un miel divin să moară în locul nostru și pentru noi. Și prin el, asumându-și vinovăția noastră, prin el noi să fim oameni iertați. Aceasta înseamnă întruparea Domnului sau Crăciun, dacă vreți. Dar aceasta nu are legătură doar cu Dumnezeu. Nu el trebuie să creadă, noi trebuie să credem. În ce? În ce a făcut el? Nu el trebuie să se pocăiască, noi trebuie să ne pocăim. De ce? De păcatele trecutului. De la primul păcat, făcut la 7, 8, 10, 12, 15 ani, până la cel făcut înainte să intrăm în sanctuar. Dacă nu credem și dacă nu ne pocăim, cu tot sacrificiul depus de Iisus Hristos în calitate de miel divin pe Golgota, toți oamenii de pe Terra merg în iad. Dumnezeu nu-i nemilos pentru că le-a oferit soluția. Nemiloși sunt ei pentru că n-au grijă de ei. Ce ar putea să facă Dumnezeu mai mult? A făcut totul. Oamenii trebuie să creadă, să se pocăiască și să-L primească în inima lor pe mielul divin. Dar nu numai pentru iertare, ci și pentru victorie. Ei l-au biruit pe cine? Pe diavolul, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Poate îmi vei spune în această seară: frate Luigi, eu fumez sau consum alcool, sau joc jocuri de noroc și toți banii mi-i duc acolo și nu mă pot opri. Am încercat de multe ori. Foarte des m-am certat cu soția pentru asta, dar nu mă pot opri. Uitați ce spune Scriptura. Ei au biruit obsesia, de fapt, pe diavolul care stă în spatele ei, prin sângele mielului. Persoana care nu își însușește sângele mielului prin credință și pocăință nu are nicio autoritate asupra viciilor vieții. Dimpotrivă, e controlat de viciile vieții, e dominat de viciile vieții. Toată viața vrea să se lase de țigări și moare fumând. Toată viața vrea să se lase de alcool și de alte păcate și moare făcându-le. Pentru că deși are dorința, nu are voința, nu are capacitatea. Păcatul e mai puternic decât omul. Ce soluție ai să te lași de păcatele în care trăiești? De 20 de ani spui că te lași. Mielul divin îți stă la dispoziție. Nu mielul animal, asta a fost cu mult timp în urmă. Mielul divin, prin credință și cu pocăință, îți stă la îndemână. Dacă vrei să-L primești în inimă, totul se întâmplă în minte. Doamne, cred în Tine și în planul Tău de salvare și îl primești. Sau, Doamne, nu cred și n-ai nevoie de el. Doamne, îmi pare rău de păcatele făcute până astăzi. Sau, Doamne, eu sunt un om absolut moral, n-am niciun păcat. Care ți este atitudinea inimii? Eu nu știu. Poate nici nu trebuie. Dar este o problemă între dumneata și Dumnezeu. Nu doar pentru iertare și victorie, ci și pentru veșnicie. În veșnicie trebuie neapărat să mergi în rai, nu în iad. Este oportunitatea noastră prin Hristos. Și apoi pentru mântuire. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel fără glas înaintea celui cel tund. Așa nu și-a deschis gura Fiului Dumnezeu. A fost bătut, batjocorit,
a fost chinuit, lovit în mod brutal. Așa și-a purtat crucea târând-o până sus pe deal și a murit în locul nostru. Ce imagine dureroasă, de-a dreptul impresionantă. Toate acestea pentru ca să-și asume vinovăția noastră și noi să rămânem fără vină în fața lui Dumnezeu cel drept și să nu ne trimită în iad. Acesta este mesajul întrupării, al Crăciunului, dacă vreți. Închei vorbind despre al treilea lucru, nevoia acceptării mielului divin. Am spus despre nevoia mielului animal ca jertfă, nevoia mielului divin ca jertfă și acum spun despre nevoia acceptării mielului divin. Priviți Betleemul aglomerat, satul în care s-a născut Hristos. Era într-o perioadă de recesământ. Oamenii mergeau fiecare în locul lor de naștere pentru ca să se înscrie, să se facă statistica recesământul. Hotelul orașului Hanu, acesta e termenul, sinonimul din Scriptură, hotelul orașului era ocupat. Lumea era grebită. Comercianții erau cu ochii să-și vândă mărfurile. Atâta lume nu mai fusese de mult într-un sătuc mic ca Betleemul. În jurul mielului divin, care tocmai se întrupase prin Fecioara Maria, o adolescentă, era doar logodită, însă era fecioară. În jurul lui era doar mama lui prin care s-a întrupat, logodnicul ei Iosif, că nu i-a fost tatălui Iisus, și câțiva păstori care fuseseră anunțați în timpul nopții de un înger în mod miraculos. Și apoi au venit câțiva magi, veniți de departe, din China sau Indii. Toată lumea era ocupată și grăbită. Fiecare alerga să se înscrie, să bea, să mănânce, să se bucure. Și undeva în grajd, în locul acela unde mirosea urât, unde erau pânze de păianjen, probabil șoarici, să mănânce resturile de boabe ce scăpau de la animale, de la hrana animalelor. În locul acela, mielul divin a venit în lumea noastră în cea mai umilă condiție. Pentru că a vrut neapărat să vină pe pământ, indiferent de riscurile pe care și le asumă, indiferent de condițiile modeste pe care și le asumă, a vrut neapărat să ajungă la inima dumitale și să-ți ofere perspectiva salvării. Dacă vrei să ți-o însușești, o poți face. Dacă vrei să o respingi, o poți face. Dar ține minte, ce faci are consecințe. Priviți grădina Ghețimani, el se roagă cu lacrimi ca de sânge. Dar cine are timp de el? Priviți locul public de judecată. Cine să-i sară în ajutor era nevinovat. Priviți dealul Golgota, unde este crucificat după obiceiul vremii, condamnat la moarte. Cine sare în ajutorul lui? Cine ia apărarea? Unde este mielul? Mielul este între noi, dar noi suntem grăbiți, noi suntem ocupați, noi avem treabă. În jurul lui sunt puțini oameni, ca și acum 2000 de ani. Am găsit niște versuri, mi-au plăcut foarte mult, îngăduiți-mi să vi le spun. Și nu veni să-i, Doamne, să te plimbi pe acest pământ cu drumuri interzise, pe acest pământ cu demoni și cu ghimbi, cu multe boli curente sau prezise. Nu, nu veni să-i doar ca să te plimbi, să calci aici pe zâmbete ucise și avea planeta porțile închise cu gânduri ferecate strâmb. Aici gândirea mea e răsturnată, că ai venit la poarta lui blocată și ai bătut și ai așteptat ades, iubirea nu forțează în univers, cum ea nu poate fi nici capturată. Hangiule, chiar n-ai știut nimic? Nu ți-a căzut de pe cuvinte fracul? În așternutul tău nu te-a durut? Ți-a mai bătut vreodată în poartă veacul? Chiar pe el un loc, chiar pentru el n-ai mai avut? Pământul îmi răspunde, da, se poate. Căci pentru cer adesea s-a știut, cu toate locurile ocupate. Își descărcase cerul o mărire, iubirea ne-a umplut cât n-am știut, căci izgonit păcatul peste fire, cu țipă dinspre rama ne-a durut. Chiar încărcat venind cu viața toată și pentru tine crudule irod, cum a putut gândirea ta să poată, mă întreb din nou și iarăși mă socot, că l-ai primit ca marele deces. Porunca aveai, aveai o datorie, nu te-a chemat gândirea la proces, răspunde acum, răspunde-ți astăzi ție. Tu, Nicodim, l-ai vrut și nu l-ai vrut. Îți trebuia așa cum nu se poate. El nu s-a rușinat de tine sus. Tu l-ai primit cu gânduri rușinate. Nevoie n-am nici eu de complicații. Nici și eu îl chem adesea în ascuns.
și îl refuz la mese de ocazii, nu vreau să fiu zvârlit printre umili, cu zâmbetul acela de disgrații, eu mai primesc confort printre mulțimi, în mintea mea primesc considerații. Mă simt chiar bine în sufletul călduț, însă un gând acum mă înfioară. Prin treburile mele sunt pierdut toți pașii tăi din zori și până în seară. Și dacă secolul cu ochii mulți te izgonește astăzi de la sine, mai trist e că, venind să ne ajuți, n-ai loc de noi aici, în ceas, la tine. Și astăzi tot străin printre ai tăi, și astăzi străin, și astăzi tot pe afară, aruncă, Doamne, o rază de lumini și raza cu iubire să ne doară. Dragi prieteni, există o zi a chemării pentru fiecare om. A fost o zi pentru mine, este o zi pentru dumneata. Ai venit aici invitat de cineva. Biserica aceasta s-a rugat pentru această seară, pentru ca Dumnezeu să-ți vorbească mai mult decât îți poate vorbi pastorul. Și să-ți câștige inima, înțelegând că nu trebuie să-ți schimbi religia, nu ăsta e scopul lui Dumnezeu, ci să-ți schimbi inima. O tânără, urmând să nască, a mers undeva spre o mănăstire unde era un loc potrivit pentru ea. Însă pe drum au apucat-o durerile nașterii, era iarna și un fric teribil. N-a avut de ales, s-a așezat sub un pod și acolo a născut un băiețel. L-a acoperit cu hainele de care ea s-a dezbrăcat și peste câteva ore, când cineva a trecut peste pod și a auzit plânsul copilului, pe ea a găsit o moarte, l-a luat pe copilaș, l-a crescut și când copilașul a ajuns la vârsta de 12 ani, a întrebat-o pe femeia care l-a crescut, spune-mi, care este trecutul meu, istoria mea? Și ea a ezitat să-i spună, a spus să nu îi frâng inima copilului, dar copilul a insistat. Și atunci ea i-a spus și a rugat-o să-l ducă la mormântul mamei. Femeia l-a pus în mașină, era un băiețel de 12 ani și l-a dus la mormântul mamei. Copilul avea ceva flori cu el și a rugat-o pe această femeie, te rog, lasă-mă puțin singur pentru că vreau să mă rog. Femeia s-a dus câțiva pași mai încolo și l-a privit pe copil. Copilul s-a așezat în genunchi, a pus florile pe mormânt și a început să se roage. Peste câteva clipe s-a oprit și a început să se dezbrace. Femeia s-a speriat, era neobișnuit. Copilul și-a dat haină după haină jos până când a rămas fără nicio haină pe el. Femeia s-a speriat și s-a dus la el să-l îmbrace, crezând că din cauza emoției nu mai știe ce, nu mai are control asupra lui. Însă când a ajuns lângă el, copilul plângea foarte tare și l-a auzit spunând următoarele cuvinte. Mamă, am vrut să simt ceea ce ai simțit tu când ai murit. De aceea mi-am scos toate hainele pe frigul ăsta, însă sunt sigur că tu când ai murit, ți-a fost mai frig decât îmi este mie acum. Dragii mei, Hristos a dezbrăcat de dumnezeire. El era Dumnezeu în cer, stătea în sala tronului și a coborât într-un graj între animale. Îi cântau îngerii, însă a venit pe pământ ca să moară pentru oameni. Când aveam 21 de ani, am auzit mesajul acesta și inima mea s-a deschis pentru Iisus. Dacă ești în această seară aici, în ajunul Crăciunului, în ajunul sărbătorii întrupării Domnului, vreau să spun următoarele cuvinte. În seara aceasta trebuie să te pocăiești. Adică să spui, Doamne, iartă-mă pentru păcatele mele. Mă căiesc de ce am făcut. Și trebuie să crezi în Evanghelie, pentru că această carte este vrednică să fie acceptată și crezută ca fiind adevărată. Eu nu știu cine ești, care ți este problema, câte păcate ai făcut până această seară, dar știu sigur că ești un om ca toți oamenii care ai păcătuit suficient ca să mergi în ea dacă nu te pocăiești. Vreau să te invit în această seară să-ți deschizi inima și să te pocăiești. Vreau să te invit în această seară să-ți deschizi inima și să te pocăiești. Să spui în inima ta, Doamne Dumnezeule, eu sunt un om. Doamne, eu sunt un om pe care Tu l-ai creat
mai ocrotit de-a lungul anilor și am multe experiențe în mintea mea care mi-au confirmat că m-ai iubit și te-ai gândit la mine. Dar eu am ales drumurile vieții, plăcerile și păcat după păcat m-am îndepărtat de tine, Doamne. Și în această seară am ajuns aici, în biserica asta, și în inima mea simt că Tu ești prezent și îmi vorbești. Doamne, ce vrei să-i mai spui Domnului? Aș vrea să te invit în această seară să stai înaintea lui Dumnezeu și să-ți faci un proces al conștiinței. Vrei să-i dai Domnului inima ta, să-ți o curățească de orice păcat? Nu te uitai la oamenii aceștia de aici, poate îi cunoști pe unii dintre ei. Și poate știi că unii dintre ei pe care îi cunoști n-au fost foarte cinstiți într-o anumită situație. Ascultă-mă, eu nu te chem la oameni sau la biserică, eu te chem la Iisus. El nu s-a compromis niciodată. El a murit pentru tine, fiindcă te iubește. Și tu ești un om care ai nevoie de El să te ierte, să te mântuiască, să te protejeze, să te vindece și să te ducă în cer. Omule, n-ai nicio soluție fără El. Te invit în această seară să-ți deschizi inima și să-L accepți ca pe mântuitorul tău personal. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.